Salutare, dragi abonați! Iată ce frumusețe de tort am reușit să prepar. Eu sunt foarte mulțumită de rezultat și puteți să-l încercați dacă vă place. Vă voi lăsa imediat rețeta în descriere, atât la blat și cât și pentru interior. Decorul fiecare îl alege. Să începem cu blatul. Pe ecran vedeți ingredientele de care avem nevoie pentru un tort de 10-12 persoane. Am așezat ouăle întregi în bolul mixerului planetar și începem să mixăm ouăle la viteză maximă. Le lăsăm până își dublează volumul. 10 minute. Mixerul planetar vă ajută să zbateți ouăle mult mai bine. Este bun și mixerul normal dacă aveți. Treptat începem să adăugăm câte puțin zahăr. Eu folosesc zahăr tos normal, dar dacă vreți, puteți să folosiți zahăr pudră. Se va dizolva mai repede. Noi oricum avem nevoie ca ouăle să-și dubleze volumul, mixându-le 10-15 minute la viteză maximă. După ce ouăle au fost bătute foarte bine, după cum se observă, s-au albit și arată mult mai pufoase, mai spumoase, vom începe să adăugăm treptat făina. Vom încorpora făina, dar cel mai bine este să o cernem și amestecăm ușor de jos în sus. Până se încorporează făina. Nu trebuie să amestecăm foarte mult. Urmează cele două linguri de ulei. Mai amestecăm puțin și gata. Între timp, nu uitați ca cuptorul să fie încins la 180 de grade. Așadar, dacă nu aveți o formă de tort, folosiți o oală care poate fi băgată la cuptor. Am așezat frumos o hârtie de copt pe care am udat-o și am stors-o foarte bine ca să se așeze mai corect. Și începem să turnăm compoziția. Va merge la cuptor exact cum scrie pe ecran. Și după ce trece testul scobitorii, voilà! Tortul nostru, blatul de tort, este gata. Vom tăia capacul de deasupra. Îl vom îndepărta și urmează să feliem blatul. Nu uitați, blatul trebuie să fie complet răcit. Priviți. Este pufos, aerat. Îl vom împărți în trei. Și uite așa, am reușit și am făcut un blat de tort. Pregătim folie alimentară
în oala în care am copt blatul. Acum să trecem la compoziție. Vom pregăti un ganaș de ciocolată. Pentru asta vom pune 200 de ml de frișcă lichidă, conținut de 30% grăsime, la înfierbântat. Avem ciocolată, amăruie, cu 70% cacao și cu 50% cacao. Vom amesteca cele două tipuri de ciocolată. Dacă vreți, puteți să folosiți și ciocolată cu lapte. În amestec cu ciocolată neagră sau pur și simplu doar ciocolată cu lapte. Înfierbântăm frișca și punem peste bucățelele de ciocolată. Eu am folosit cam 150-170 de grame de ciocolată. După ce turnăm frișca fierbinte, lăsăm 2 minute la odihnit. Apoi, începem să amestecăm foarte bine, să omogenizăm compoziția până devine ciocolatoasă. Când s-a încorporat toată ciocolata, putem spune că este gata ganașul nostru. Îl dăm deoparte. Acum pregătim un mus de căpșun. Pregătim 80 de grame de zahăr, 200 de grame de căpșuni, eu am căpșuni înghețate, și le punem pe foc. Pregătim 7 grame de gelatină, în care vom pune 4-5 linguri de apă rece și o vom lăsa până se hidratează. Între timp am mixat 200 de ml de frișcă. Avem gelatina care s-a hidratat. O vom pune să se încălzească puțin, până se dizolvă granulele. Atenție, să nu fiarbă, altfel se distruge gelatina. Căpșunile noastre au stat pe foc 10 minute împreună cu zahărul și acum cu mixerul de mână vertical le blenduim, le zdrobim. Într-un cuvânt, dacă vreți, puteți să strecurați acest amestec printr-o sită. Pe mine nu mă deranjează semințele, așa că le voi lăsa. Turn gelatina încălzită peste amestecul de căpșuni cu zahăr. Amestecăm bine. Și acum amestecăm frișca cu compoziția de căpșuni și amestecăm foarte bine și rapid. Și acesta este musul nostru de căpșuni. Nu vă speriați că pare lichid. Datorită gelatinii, el se va întări. Se observă semințele de la căpșuni, dar, cum am spus, dacă vreți, strecurați. Eu am și o conservă de compot de mandarine.
Dacă tot o am prin casă, m-am gândit să o folosesc. Cu zeama voi însiropa blaturile de tort, iar fructele le voi folosi în compoziție sau la ornat. Dacă vreți, folosiți zeama de la un compot de fructe pentru un siropat, dacă nu, faceți un sirop vanilat. Va fi foarte gustos și un sirop cu vanilie. Așezăm în oală primul blat de tort pe care îl însiropăm. Turnăm și din ganașul nostru de ciocolată câteva linguri. Restul vom păstra, îl vom transforma în mus. O să vedeți, stați aproape! Și turnăm musul de căpșuni. E bine să fie oala cât mai înaltă pentru că se umple rapid. Cum am spus, revenim să facem musul de ciocolată. Între timp, tortul a mers la congelator pentru 15 minute 20, timp în care ne ocupăm de acest mus. Hidratăm 7 grame de gelatină în câteva linguri de apă rece și o lăsăm un pic deoparte. Ciocolata noastră între timp s-a mai răcit, așa că o vom pune pe baie de apă ca să se mai încălzească. Turnăm și gelatina și lăsăm un pic totul să se încălzească. Dacă doriți, puteți să adăugați esență. Eu voi pune un pic de esență de rom, pentru că îmi place gustul romului. Dacă nu vă place, nu folosiți, lăsați ciocolata simplă. Am zbătut și 150 de ml de frișcă. O zbatem parțial. Nu vrem să fie foarte tare. Am pus și a doua felie de blat. O însiropăm. Și acum amestecăm ciocolata cu frișca. Astfel obținem musul de ciocolată. Nu ne rămâne decât să turnăm peste cea de-a doua felie de blat. Musul meu de ciocolată a ieșit nedulce, deci nu este îndulcit, dar îl voi lăsa așa, pentru că echilibrează cu gustul dulce al blatului și al musului de căpșuni. Adaug și fructele de mandarină din compot, nu pe toate, doar câteva. Punem cu grijă și ultima felie de blat, care va fi și aceasta însiropată, bineînțeles. Nu vă fie frică să însiropați blatul, pentru că va fi mult mai bun. Acoperim cu folie alimentară și tortul va merge la frigider peste noapte. Pregătim un pic de frișcă cu cremă de brânză, un pic îndulcită, pentru a orna tortul pe deasupra. Mixăm frișca rece de la frigider. Este foarte important ca frișca să fie rece, se va zbate mult mai ușor. Și adăugăm treptat 2 linguri de zahăr. Puteți să puneți și zahăr vanilat dacă doriți. Frișca este una
de origine animală. Știți că există și frișcă vegetală, dar eu vă recomand să folosiți frișcă de origine animală cu 30-35% grăsime. Cu cât mai grasă, cu atât mai bine. Am adăugat în frișca zbătută și 100 de grame de brânză, cremă de brânză, ca să fie mult mai stabilă. Mixăm bine până se îngroașă, iar apoi o dăm la frigider până vom urna tortul. A doua zi scoatem tortul și începem să îl urnăm. Dacă crema vi se pare subțire, o mai mixați un pic până se îngroașă înapoi. Și de acum, cu multă răbdare, începem să acoperim tortul. Puțin câte puțin, luăm din frișcă și cu grijă începem să nivelăm cât mai bine. Fiecare urnează după preferințe. Și iată rezultatul. Am mai avut un pic de ciocolată păstrată pe care am pus-o într-un poș și am decorat și cu ciocolată, ganaș de ciocolată. Am pus câteva fructe, câteva vișine conservate și mandarinele din compot, câteva confeti făcute din zahăr, se găsesc în comerț. Și acesta este rezultatul, un tort de 2 kg. Este de ajuns pentru 10-12 persoane. Să vedem cum arată și la interior. Priviți. Eu zic că arată destul de bine. Trebuie să vedem dacă este și gustos. Dacă vă place rețeta, nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Nu vă costă nimic. Să gustăm din acest tortuleț de casă, foarte aerat și care arată destul de bine, zic eu. Acum rămâne la părerea voastră. Este delicios. Și vă recomand să încercați și să faceți după imaginație cu aromele pe care le doriți. Până data viitoare, numai bine!